Oriunde aș căuta în univers un loc de împlinire și odihnă, un loc unde durerea să-mi o vărs și să-mi prefac neliniștea întihnă, oare aș găsi alt loc decât calvarul cu crucea lui cea veche, năduroasă? Unde Iisus al meu, sorbind paharul, odihna și iubirea sa îmi lasă? N-aș mai găsi alt turn de siguranță ca Golgota, minuna veșniciei. Din raza ei, el mi-a zidit speranță și mi-a împlinit cununii de bucurii. Răbdarea lui Iisus mi-a dat puteri să cresc în har, privind la fața-i blândă, ca la tâlharul mântuit de ieri, el mi-a sfințit și locul de osândă. Iisus îmi este astăzi toată slava și toată pătimirea în vrem de dor. Din crucea lui fac aripa și nava cu care către ceruri am să spor. Eu am ales ca domn dintre toți zeii pe regele durerilor nespuse și mă închin jertfindu-mi porumbeii doar ție, condamnatule Iisuse. Căci osândit ai fost de neamul tău, iar azi creștinii te-au închis afară. Din crucea ta i și-a făcut al său ca să te răstignească a doua oară. Iisuse, bucuria mea de azi și paștele din orice dimineață, fie învierea mea și al tău obraz să-mi lumineze obidita față. Ca să trăiesc minuna învierii prin Duhul tău în viața mea pustie și să vestesc la capăt de imperii iubirea ta, porunca ta ce vie.